Doamnelor și domnilor, un audiobook Humanitas Multimedia, o carte vorbită, iar teancul de aici, din fața dumneavoastră, nici măcar nu cred că e teancul întreg al cărților care se adună în acest audiobook. 11 autori Humanitas citesc cele mai frumoase pagini. Vorbim așadar despre o carte vorbită în care miezul editurii Humanitas, autorii noștri, au acceptat invitația noastră de a marca simbolic în acest fel cei 25 de ani Humanitas, pentru că la urma urmei, în mijlocul și iradiind de jur împrejur în portofoliul Humanitas, în mijlocul așadar bibliotecii Humanitas, așa cum s-a construit ea în cei 25 de ani, sunt ei, autorii Humanitas. Fiecare a avut dreptul să-și aleagă câteva pagini din cărțile scrise și publicate de-a lungul timpului. A avut dreptul la câteva minute, în așa fel încât din 11 autori și 19 cărți să se nască această carte vorbită, două CD-uri, cred eu un dar cât se poate de minunat, și, repet, un fel de a marca, cum nu se poate mai potrivit, cei 25 de ani Humanitas. Îi veți întâlni aici pe Ana Blandiana, citind poezie, dar citind și din acel fals tratat de manipulare, pe care îl știm deja cu toți, o carte minunată, Lucian Boia cu fragmente din Cum s-a românizat România, Mircea Cărtărescu, un fragment din Mendebilul, Andrei Cornea, din Povești impertinente și din Cuvintelnic, dar și din ultimul lui, din romanul lui, Mitoarea istoria lui Șabatai Mesia, Neagul Giuvara, Îngenunchetor, un fragment din Amintiri din Pribegie, momentul reîntâlnirii cu mama lui după 20 de ani de exil, Gabriel Liceanu, Dance Mihailescu, Radu Paraschilescu, Ioana Vârbulescu, care nu citește dintr-o carte care să fi existat înaintea audiobook-ului, ci citește dintr-o carte care a apărut odată cu audiobook-ul, Andrei Pleșu și Horia Roman Patapievici. Una peste alta, aș zice că un regal de voci, de cărți și de frumusețe. Cel din tâi pe care îl rog să vorbească este Radu Paraschivescu, Fluturele Negru, cred. Da, mulțumesc, Lidia Budea. Eu sunt ultimul venit în plutonul autorilor Humanitas și, fără falsă modestie, vă spun, cu 10 ani în urmă m-aș fi uitat aici în spatele meu și aș fi întrebat: s-a strecurat o eroare, vă rog să o identificați. Și eroarea ar fi fost la gras cu mustață de acolo. Adică e aproape șocant, după 10 ani de călătorie cu plutonul acesta Humanitas, să constat că fac parte totuși dintr-un grup de oameni cărora le sorbeam cărțile, cărora le doream prezența, pe care mi-aș fi vrut aproape și alături de care, iată, mă aflu. Și câteodată mă frec la ochi. Alegerea unui fragment din Fluturile Negru a fost un efort conjugat între Andreea Ivănoaie și mine. Eu venisem inițial cu altă propunere, care din anumiți parametri n-a corespuns și atunci m-am repliat, aveam și alte două variante și m-am îndreptat spre Fluturile Negru. Cu această ocazie, cu ocazia înregistrării, am rediscutat relația creatorului și anume raportul dintre inspirație și transpirație. La mine a fost vorba de raportul dintre respirație și transpirație, pentru că e destul de greu să stai acolo într-o colivie și să te cuprindă tracul, care nu te cuprinde de obicei când vorbești în fața oamenilor, te cuprinde, te apucă atunci când e singur. De ce? Pentru că știi că vocea ta o să devină o conservă. Și conserva o să fie deschisă de niște oameni care s-ar putea să strâmbe din nas, cărora s-ar putea să nu le placă impostația vocii, cărora s-ar putea să nu le placă fragmentul ales, cărora s-ar putea să le vină chef să găsească tot felul de minusuri, de beteșuguri. Pe de altă parte, să te știi vecin de audiobook cu niște oameni care au făcut epocă, nu doar prin ceea ce au scris,
și nu doar prin ceea ce au spus, ci și prin felul cum au spus, te copleșește și te pune în situația de a uita de tine însuți. Așa se face că pentru prima dată în viață, în momentul când am început o mini-ceremonie publică, mi-a sunat telefonul mobil. Uitasem pentru prima dată să-l închid și Andrei, care aici vă poate confirma. Până la urmă, cred că Andrei a avut dreptate și a ales bine în locul meu și fragmentul acela din Fluturile Negru este fragmentul care s-ar fi potrivit cel mai bine unei voci care nu e nici baritonală, dar nici de scapet, a unei voci care spune o poveste despre baroc, despre nebunie, despre geniu, despre pictură și mai ales despre Roma. Îmi face plăcere să fiu vecin cu acești oameni aleși. Vă mulțumesc pentru atenție și, Lidia, te rog să-mi spui cui pasez. Ioanei Pârvulescu. Ioana, te rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată că editura Humanitas nu lansează numai cărți de citit, ci și cărți de ascultat. Întotdeauna când mă gândesc la această noutate a epocii noastre, îmi amintesc că în secolul al XIX-lea, Alexandrii, scriindu-i lui Ion Ghica, scriind prefața la celebrele scrisori, spunea că în curând se va inventa un fel de mic aparat de buzunar și atunci ei nu mai trebuie să-și scrie epistolele, ci ajunge să le înregistreze și să le țină acolo în buzunar. Noi știm foarte bine, epoca lui Verba Volant a trecut. Acum, din păcate, aproape orice spui rămâne consemnat, înregistrat, filmat, iată, e verba manent, exact. Aceasta are și o parte bună și această parte bună sunt audiobook-urile. Am aflat pentru prima oară de ele când am fost în Germania prin 2000 sau 2001, se numeau Hörbücher și nu știam cum să traduc. Știu că am scris un articol în România Literară, da, și m-am gândit cărți de ascultat, cărți de auzit, cum să spun. Și între timp s-a impus termenul acesta de audiobook-uri. Ce fericiți am fi fost să avem vocile scriitorilor noștri, măcar ale celor din istoria literară, inclusiv Alexandrii și Ion Ghica. Ce să mai vorbim de Caragiale, vă închipuiți? Eu mă înfior numai la gândul că bunicul meu a auzit vocea lui Caragiale. Îl invidiez pentru asta. Sau Eminescu, sau Titu Maiorescu, se pare că avea o voce formidabilă și un fel de articulat. Tocmai de aceea salut, bine, nu că nu, Doamne ferește, că m-aș compara eu cu acești autori, dar ideea de a înregistra vocile scriitorilor este extraordinar de bună. Am ascultat cele două CD-uri astăzi dimineață, cuprinsă de o insomnie de la ora 5 dimineața, și le-am ascultat rând pe rând. A fost o singură voce pe care n-am recunoscut-o de la început. Nu. A domnului Lucian Boia. În mod ciudat, nu știu de ce, n-am recunoscut vocea domnului Lucian Boia și m-am întrebat, dar cine e? La început n-am recunoscut nici cartea. Celelalte voci, nu numai că le-am recunoscut, este o plăcere să le auzi, dar am constatat că există voci diferite. Există voci pentru literatură și voci pentru eseu. Există în cadrul literaturii voci pentru poezie. Doamna Ana Blandiana are o voce poetică și creează în jurul a ceea ce face o atmosferă de poezie chiar când citește proză. Poeta rămâne tot poeta.
să-l auziți pe Mircea Cărtărescu, ce voce de asemenea poetică are și literară, tot așa, creează atmosferă. În ce mă privește, mi s-a părut că am o voce mult prea bleagă, era foarte așa, nu știu, parcă lipsită de vlagă, și mă amintesc atunci când am înregistrat, am avut și eu o problemă. Radu, într-adevăr, primele tale două cuvinte erau emoționate. M-am și mirat la Radu Paraschivescu, pe care nu-l știu emotiv, să văd un pic de emoție, dar bine mascată totuși, însă am recunoscut. Iar problema mea când am înregistrat a fost că trebuia să-mi dreg vocea la fiecare două minute. Din fericire, se poate șterge acest lucru și deci nu veți auzi cum fac dintr-un aproape un tic profesional. Aș vrea să-i mulțumesc și eu lui Andreea Ivănoaie pentru toate eforturile pe care le-a făcut, inclusiv acela de a ne duce cu mașina până acolo și de a ne aduce înapoi, și pentru felul foarte plăcut și cordial în care colaborează cu toată lumea. Și să mulțumesc mai ales editurii Humanitas că m-a inclus și pe mine, mi-a salvat și mie vocea, așa bleagă cum este, pe acest audiobook. Eu am ales o mică proză să citesc aici, din copilăria mea, pentru că simțeam nevoia de ceva nou. Dar cartea, audiobook-ul, are avantajul că mulți dintre autori au ales fragmente mai scurte și esențiale, simbolice. Așadar, vă spun, este o plăcere să o asculți. Și eu mai cumpăr câteva ca să le fac cadou. Eu aș vrea să vă spun o întâmplare. O întâmplare cu prilejul care a fost prima oară când m-am gândit la semnificația vocii scriitorului și la dacă ea conține ceva mai mult sau dacă poate înlocui textului. Eram în Portugalia la un festival de poezie într-un oraș de provincie, Faro, în sudul țării. Spun asta pentru că nu era un mare festival, deci la festivalurile obișnuite poetul citește în limba lui și în spatele lui pe un ecran se proiectează textul în limba țării respective și în engleză, ca să înțeleagă și ceilalți scriitori. De data asta era un cadru mai modest, dar cu foarte multă lume, și poetul citea în limba lui și după aceea venea traducătorul și citea în limba lui. Deci eu am citit o poezie și în clipa când am terminat au izbucnit aplauze. Și nu m-am oprit și am întrebat, de ce aplaudați? N-ați înțeles cu siguranță nimic din română. Sunteți români? Nu, am întrebat, sunteți români? Există români în sală? Și unul foarte mândru, era unul, a ridicat mâna și a spus, eu sunt român, și după aia mi-a spus recunoscător că a fost foarte mândru că el era român acolo. Deci s-a produs un fel de confuzie, mă rog, era clar că nu înțeleg de ce au aplaudat. Mă rog, în continuare s-au citit traducerea, am mai citit și eu, dar am rămas cu această întrebare. Totuși, de ce au aplaudat? Adică, vocea mea reușise să transmită aura poeziei fără să transmită și sensul ei, pentru că este clar că sensul nu reușea. Adică, deci, reușea să transmită magia fără să aibă baze logice. Cred că asta este, e clar că atunci asta a fost explicația și cred că în multe cazuri se petrece acest lucru. Și pornind de aici m-am gândit de multe ori, deci în primul rând din momentul în care au început să apară audiobook-uri, sigur, este o problemă de tehnică, nu? Da, stați puțin, vă amintiți desenul, scriitorii sigur își amintesc, desenul care exista pe frontispiciul revistei Familia.
deci familia a apărut la Budapesta, familia în care a debutat Eminescu, avea un desen în care la o masă, într-o sufragerie, în jurul căruia era strânsă familia, cineva citea și bunica croșeta, mama torcea cu și așa mai departe, copiii se jucau. Deci lectura cu voce exista și în secolul XIX, deci era o formă de ceea ce adaugă tehnica este multiplicarea enormă care în Europa are mai puțină utilitate decât în America, unde faptul că un om se află din 24 de ore cel puțin 5-6 la volan chiar îl face să își salveze timpul și viața ascultând în timpul ăsta cărți sau muzică sau... Deci acolo într-adevăr audiobucurile țin loc de lectură. Din punctul meu de vedere, problema este în cazul scriitorilor, în cazul poeților este clar că prefer poetul decât un actor, oricât de mare. Pentru că poetul întotdeauna va încerca să lase cât mai alb să treacă sensul, adică să reușească să facă terenul lunecos ca să lunece aureola poeziei spre celălalt. În timp ce actorul întotdeauna va încerca să-și adauge arta sa interpretativă și va strica aproape întotdeauna totul. Ei bine, dar întrebarea mea este în ce măsură vocea scriitorului. N-am ascultat încă, acum am văzut acum câteva minute, audiobook-ul, abia aștept să-l ascult. Întrebarea este în ce măsură, dacă întâmplarea de care vă spuneam dovedește că poate să-l locuiască vocea textul, în ce măsură vocea adaugă ceva textului? Adică, sau poate strică, poate că există scriitori care au o voce altfel decât își închipuie cititorii despre ei, așa cum când vezi un film despre o carte făcut după o carte care ți-a plăcut, de cele mai multe ori ești dezamăgit, adică toate anele, niciuna din anele care nine oricât de celebre nu e pe măsura imaginației noastre despre Ana Karenina. Dar eu sper din toată inima că vocea noastră a scriitorilor care se află înregistrată pe acest audiobook va adăuga ceva în plus față de textele noastre și mai ales va adăuga dorința noastră de a citi textele, pentru că până la urmă principalul este cititul fără voce. Una din amintirile mele culturale care m-au impresionat cel mai tare este faptul că se povestea despre Sfântul Augustin ca despre cineva foarte bizar, pentru că stătea și citea fără voce. Deci a citi fără voce, a nu citi cu voce tare la începutul cititului, era ceva bizar. Eu cred că cititul fără voce, deci sensibilitatea în fața sensibilității este ideal. Dar în lumea în care trăim, încercăm să găsim metode de a ajunge la celălalt prin tot ceea ce ne stă la dispoziție. Iar audiobook-ul este o minunată invenție în acest sens. Mulțumesc! Bine v-am regăsit! Pentru mine astăzi este terminat să s-a întâmplat o premieră în viața mea, cred că, adică sper din suflet ca dumneavoastră să mă înțelege și să mă acceptați. Este dimineața în care am ascultat pentru prima dată de la un capăt la celălalt un text rostit de mine. Și o să iau de la început. Fiind bâlbâit de mic, am fost întotdeauna fascinat de lumea teatrului, de scenă, de dicție, de joc și mania copilăriei mele a fost teatrul radiofonic. An de-a rânduri închideam lumina, mă întindeam în pat la orele 7 seara și țin minte și acum pe din afară acele voci teatru radiofonic
Hoții, Don Carlos, Schiller, regia Constantin Moruzan, maestru emerit al artei, eram fascinat de Noapte Bună, Copii, toate emisiunile astea care făceau un fel de exorcizare auditivă și care vindecau toți demonii dinăuntru meu și îmi provocau imaginația să mă arunce mereu pe scenă, pe scenă, pe scenă. Nu știu dacă mă credeți, dar vă rog să o faceți, că n-am de ce să vă mint. Eu prezint de 15 ani, zilnic de luni până vineri, cărți la ProTV. Am fost adus la Adrian Sârbu la ProTV în iarna lui 99 de un complot între Gabriel Liceanu și Nicolae Manolescu. Am acceptat provocarea aceasta, dar eu în 15 ani nu mi-am văzut nicio emisiune, sunt aproape 4.000, decât de două ori m-am auzit noaptea întâmplător la hotel când se dădea în reloare emisiunea mea. Când înregistram, mi se părea că nu mă bâlbui, totul e perfect. Când mă auzeam, înnebuneam și venea să mă zgârii de gât. Având acest noroc, la început m-am și mirat ce caut, what an ugly kid like me doing in a place like this, ce caut eu între vocile acestea, dar și astăzi, presupunând că hai să mă pui să vorbesc aici, zic totuși, hai să văd ce, și chiar vă spun că CD-ul se deschide cu niște versuri superbe ale doamnei Blandmidiana, superbe, superbe, să-mi spună și mie, acum le rezum eu, să-mi spună și mie cineva care a locuit cândva într-o nucă, cum este în încăperile ei. Este foarte frumos și mi-am adus aminte de neghiniță, de mersul cu coaja de nucă pe apă, pe scurt. Astăzi de dimineață s-a întâmplat premiera vieții mele la 62 de ani. Am rămas literalmente meduzat auzindu-mă pe CD. Sigur, s-a reluat la înregistrare, n-am mai fost ca la televizor, ai spus bâlba, rămâne aia, și dintr-o dată m-am simțit la 62 de ani vindecat de bâlbâială, deci într-un fel CD-ul ăsta este un fel de exorcism, am rămas zăpăcit ascultându-mă singur. Bine, acum, evident, nu asta este meritul acestui CD, este doar mărturia mea și îmi dau seama că peste ani ceea ce astăzi pare un nifos de vanitate din partea noastră, că să te înregistrezi pentru eternitate, nu e un lucru chiar așa normal, dar îmi dau seama că și eu aș fi vrut enorm să aud vocile lui Mircea Vulcănescu, Haig Acterian și mulți, mulți alții. Într-un fel este ca un jam session, suntem fiecare mai mult sau mai puțin expert într-un instrument, și dacă știi să asculți de la un cap la celălalt textele astea, eu, evident, ca un admirator, am, evident, acum două texte, trebuie să le spun. Primul este relatarea lui Gabriel Liceanu la moartea lui Noica. Toată siesta și cosmetizarea pe care o face, îngrijindu-l pe Noica, bătrân și bolnav, ca pe un copil, este un text tulburător, iar dincolo, la extrema cealaltă, un hohot, am râs ca tâmpitul singur, este zoologia lui Andrei Pleșu, care este monumental, care face un inventar savuros, îngrozitor, al tuturor animalităților din viața noastră politică și mediatică. Cred că apar vreo 200 de animale, de gâze, de viermi, de meduze, de păuni perplexi, tot felul de imagini. Deci este un disc care practic te poartă din amintirile lui Neagu Ciuvara, pe care își vede mama după 20 de ani, efectul T al Ioanei, deci fiecare dă din el, Pata Pievici este, Pata Pievici, deci fiecare dă exact, își toarce lămâia din lăuntrul lui și și-o pune într-un pahar. Și este, zic eu, un jam session sau un cocktail care în viitor va da, într-adevăr, măsura nebuniei noastre. Vă mulțumesc! Da, așadar un cocktail de băut la 25 de ani de Humanitas. Profit că e Ana Blandian aici, n-am reușit să fie ieri pentru lansarea Cărții Simțurilor. Să știți că unul dintre cele mai frumoase texte e Ieșirea și profit că sunt autori din Cartea Simțurilor și Dance Mihelescu și Ioana Cârbulescu, Radu Paraschivescu, dacă n-a fugit de tot, și Ana Blandiana,
ca să vă invit să combinați aceste două cocktailuri, n-are să vă pară rău și n-are să vă doară capul. Și Ioana fiind aici, cred că deja e în top 5 Humanitas și eu am trăit în comunism, volumul pe care l-a construit Ioana. Iar cine vrea să știe cum arătau Bucureștii lui Matei Caragiale și ai Crailor de Curtea Veche, din preună cu Răzvan Luscov vom curce de în această călătorie. Vă mulțumesc!